întrebarea ce companii s-or încadra de fapt sau ce companii nu s-or încadra deloc și atunci a fost doar gargară din partea guvernului când au venit și au spus, uite, străinii aceia nenorociți care ne fură pe noi în țara noastră, păi dai taxăm noi acum cu 60%, Adrian Negrescu. Da, înseamnă că cei care au construit această ordonanță nu s-au uitat la realitatea din piață, nu s-au uitat care este structura activității Petrom. De ce vă spun acest lucru? Pentru că printre acele coduri CAEN trecute în ordonanță nu se află și cel de comercializare a produselor respective și în momentul ăla, practic, a acceptat OMV Petrom de la această directivă. Da, directiva a fost aplicată motamo, dar nu am adaptat-o la realitățile românești. Pe de altă parte, cum spunea și profesorul Băun, într-adevăr, să vii în momentul ăsta, pe lângă faptul că au dat din ordonanța asta de pe o zi pe alta, să vii momentul de față și să pui încă un supraimpozit la supraimpozitarea domeniului respectiv, la un nivel maxim, da, prevăzut de ordonanța de directiva europeană, înseamnă practic să îngrop toate investițiile care urmau să se facă în sectorul ăsta de petrol și gaze în 2023. Sunt atât de multe lucruri flagrante care încalcă principiile economice, da? Ideea de a susține o industrie vitală pentru România, încât te întreb oare ce-o fi fost în mintea lor decât altceva decât să facă copy-paste după această directivă europeană.